Pentru că ne tutuim, ne certăm, ne împăcăm, ne dăm reciproc note, câteodată îi pun pe ei în postura de profesor și e chiar interesantă situația. Și ce note ai primit până acum? Din partea lor numai calificative excepționale, dar lor vreau să spun că le dau note pornind de la 9 la 10 cu plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 și o bătălie și o ambiție extraordinară să capete cât asta mai mult de plus. Asta e foarte bine, da. Pentru că întotdeauna competiția duce ambiția la calitate. Sigur că da. Cum se numesc? Ei au și un nume deja. Sunt atât de micuți, dar sunt constituiți într-un grup. Să zic așa, un grup reprezentativ al grădiniței Music and Kids, care pot să cânte, să susțină un recital de o jumătate de oră. E mult spus că sunt profesor de muzică. E foarte greu să înveți muzică pe copii la vârsta asta, dar îi învăț cântecele, e vorba de o educație muzicală, trebuie să știe că există niște note, că melodiile respective sunt compuse din aceste note și e teribil. Adică pentru mine, Manuela Fedorca, cea care este patroana grădinței respective, Music and Kids, solicitându-mă în urmă cu 3 ani, m-a ajutat să-mi descoper o latură total nebănuită de mine, adică aceea de pedagogie. E adevărat că în conservatoriu am avut cursuri de pedagogie, dar în viața mea nu mă gândeam că o să am o relație cu copii așa de mici, între 3 și 6 ani. Și e fascinant. Virgil, noi te invităm să iei loc pe scaunul dirijorului. Da, exact. De unde să-i îndrum pe acești tineri invitații noștri? Andy, Andreea, Franci, Raluca, Ana, Andreea, Andrei, Mihnea, Florin și Alex. Bun venit tuturor! Mulțumim frumos pentru că ați venit la Clubul de Duminică. Sunt într-adevăr niște copii superbi și să vedem mulțumesc în continuare dacă ei știu să cânte la fel de frumos precum sunt îmbrăcați și cum s-au prezentat aici Alunelul în fața noastră. O să ascultăm cu Alunelul. Haideți!